Polițiștii rutieri au desfășurat în municipiul Giurgiu și orașele Bolintin Vale și Mihăileș, precum și în zonele cu risc rutier ridicat, acțiuni punctuale pe linia depistării și sancționării abaterilor pietonilor, dar și a conducătorilor auto, care încalcă normele în vigoare. Și în acest weekend, neacordarea de prioritate, depășirea neregulamentară și viteza excesivă au ocupat primul loc în topul abaterilor de la lege. Oamenii legii desfășoară permanent acțiuni de prevenire pentru reducerea numărului accidentelor. Chiar și în aceste condiții, șoferii nu sunt suficienți de atenți la volan. În ultimele zile au avut loc 7 accidente rutiere, dintre care 2 s-au soldat cu moartea a 2 persoane. Cu ocazia activităților desfășurate de polițiștii rutieri, au fost constatate și aplicate peste 400 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 136.000 de lei, fiind reținute 35 de permise de conducere pentru neacordare de prioritate, consum de băuturi alcoolice, depășiri neregulamentare, viteză excesivă și totodată retrase 7 certificate de înmatriculare. De asemenea, polițiștii au desfășurat activități specifice ca urmare a 7 accidente rutiere, dintre care 5 ușoare și 2 soldate cu decesul a 2 persoane produse pe raza de competență a județului Giurgiu. Totodată au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale pietonilor care au traversat neregulamentar și 10 sancțiuni bicicliștilor și conducătorilor de utilaje hipo care nu au respectat prevederile legale privind circulația pe drumurile publice. Polițiștii au constatat 13 infracțiuni rutiere, majoritatea dintre ele în urma accidentelor de circulație.